Salut, sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. Pe ProTV de la ora 20:30 puteți urmări filmul Now You See Me. Pelicula spune povestea uneia dintre cele mai faimoase echipe de iluzioniști din lume. Membrii acesteia jefuiesc afaceriști corupți în timpul reprezentațiilor și își răsplătesc publicul cu banii curați. Agenții FBI sunt pe urmele lor, însă iluzioniștii sunt surprinzător mereu cu un pas înaintea legii. We are going to rob a bank. On the count of three, you will be teleported through space and time to your bank in Paris. One, two, three. Everyone in this room was a victim of hard times. Some of you lost your homes, your cars, and so tonight, we're going to return some of that money back to you. HBO prezintă de la ora 20:35 filmul Mom's Night Out. În această comedie de familie, Allison și prietenele ei vor să petreacă împreună o seară frumoasă și liniștită, dar fără familiile lor. Ca să se bucure de tocurile înalte, de mâncarea bună și de conversație inteligentă, au nevoie ca soții lor să stea cu copiii timp de câteva ore, timp în care orice poate merge prost. Bones, my baby. I called Caprice, and Caprice said she'd take him. Where's the van? I had tonight playing out differently in my mind. We got a baby to find. Hank, where's the baby? I don't know. Allie, it's me. Just wanted to let you know that everything's going great here. We're all good. We're going to take a little trip to the hospital. Pe HBO Comedy, de la ora 21:20, rulează filmul Blue Jasmine, în regia lui Woody Allen. Jasmine French, apreciată și respectată în înalta societate din New York, se întoarce complet ruinată la sora ei din San Francisco. Pe măsură ce Jasmine se luptă cu amintirile care o bântuie, ea se zbate să se adapteze prezentului. Din păcate, totul pare a fi o bătălie pierdută, pe măsură ce narcisismul lui Jasmine și consecințele lui o copleșesc, iar pretențiile și minciunile ei încep să distrugă viețile celor din jur. Is there anything you want that you don't have? Sweetheart, it's beautiful. When your sister had all that money, she wanted nothing to do with you. Now that she's broke, all of a sudden she's moving in. She's not just broke. She's all screwed up. Cool off, you know. De la ora 23:30 pe Antena 1 puteți urmări filmul Shakespeare in Love. Producția distinsă cu 7 premii îl are în centru pe Will Shakespeare, ale cărei chinuitoare criză de inspirație îl împiedică să creeze. Însă, când o întâlnește pe frumoasa Lady Viola, povestea de dragoste secretă dintre ei face ca rândurile să se scrie de la sine. Există însă două lucruri pe care trebuie să le afle despre alesa inimii lui. Nu numai că ea trebuie să se mărite cu altul, dar și că se dă drept bărbat pentru a obține rolul principal în cea mai recentă piesă a lui Will. Starring Academy Award winner Gwyneth Paltrow. It is a new world. Joseph Fiennes. Team 1. Mwah! God, I'm good. De la ora 23:55, Cinemax prezintă filmul Flight, un thriller plin de acțiune și de mister cu Denzel Washington. Whip Whitaker este un pilot cu experiență care aterizează forțat cu avionul său după o manevră aproape miraculoasă prilejuită de un accident la decolare. Pentru că reușește să salveze aproape toți oamenii aflați la bord, Whip este considerat un erou, dar pe măsură ce ancheta avansează, se ridică din ce în ce mai multe întrebări în legătură cu cine e responsabil pentru prăbușire și cu ce s-a întâmplat cu adevărat în avion. Our investigators concluded the aircraft failed. The FAA placed 10 pilots in simulators, recreated the events. Every pilot killed everybody on board. You were the only one who could do it. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații și recomandări. Vizionare plăcută!